alături de mine Radu. Bună seara! Bună seara! Cu ce gând pe la noi? Cu gânduri bune, cred. De câte ori ați jucat calificarea online? Cred că de 5 sau 6 ori. Dar știam de proiect de la Road to Vegas. Las Vegas. Da. De cât timp jucați poker? Păi poker joc de foarte mulți ani, pokerul vechi, dar Texas Hold'em de vreo 14 ani. Cred că de când aproape a apărut și la noi în România. Țineți minte cum ați început primul joc de poker? Da, niște prieteni sau un prieten a cumpărat o valiză din aceea cu chipsuri. Mi se părea o prostie pentru că chiar jucam poker în patru și îmi pare rău că nu mai există acea formă. Aia e o treabă foarte, foarte interesantă, în sensul să stai 10 ore, 12 ore cu patru prieteni și să joci, se schimbă flux de energie foarte, foarte mult. Bun, și a adus acea geantă și am învățat reguli, mă rog, nu era mare diferență totuși. În decursul anilor, cum ați definit pokerul din experiența dumneavoastră? Un joc de noroc, un joc de strategie? Ce înseamnă pokerul pentru dumneavoastră? Deci pentru mine e o bucurie, tocmai pentru ce v-am povestit. Ce simțeam după 10-12 ore în care ar fi trebuit să fiu obosit, nu eram. Deci pentru mine e o bucurie pentru că cred că eu am fost un jucător de caz de mic, am jucat whist, rents, bridge și atunci pokerul era acolo. Dar în ceea ce privește acest sport, eu îl consider sport, pokerul de turnee, este ceva fantastic. Este ca un roller coaster, exact ca și cum e viața. Deci cu zeci, sute de căderi, zeci, sute de urcări, deci rămâi viu. Deci eu cred că, de exemplu, acest sport te poate ține viu până la 80-90 de ani. E părerea mea. O descriere foarte frumoasă. Ați venit cu o strategie la masă Midnight Poker? Nu știu neapărat dacă am o strategie continuă, dar cred că trei lucruri sunt, spun eu, după atâția ani în care am jucat și live și online. Trebuie să ai răbdare, ceea ce mie de obicei îmi lipsește, acum aud și colegii. Trebuie să fii concentrat, adică să nu-ți pierzi concentrarea și trebuie la un moment dat să intri în zonă, adică trebuie să te conectezi cu energia generală, pentru că în acest sport, și de aceea consider că e frumos, sunt extraordinar de multe necunoscute. Deci contează enorm de mult oamenii de la masă, mâna pe care o ai, unde ești la masă, în ce moment al turneului, ce fel de turneu e live, e online, deci sunt foarte multe necunoscute. Da, necunoscute pe care dumneavoastră le știți, observ, necunoscute care sper să vă ajute să vă dau cecul la sfârșit. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!